Paulu Nimătan și Gabriel Bârjac, singuri arbitri sălăjeni care oficiază la meciurile de fotbal din Liga 1, participă în aceste zile la cursurile de instruire pentru arbitri și arbitri asistenți de la căile Grădiștei. Înainte de startul fiecărei ediții de campionat, arbitrii și arbitrii asistenți urmează cursuri de instruire la finalul cărora sunt supuși unor teste teoretice, dar și fizice. Locația de pregătire pentru această vară a fost aleasă de către membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor în stațiunea montală Cheile Grădiștei, loc de pregătire agreat de mai mulți ani și de Gheorghe Tadici, selecționerul primei reprezentative feminine de handbal și manager al echipei Handbal Club Zalău. 33 de arbitri și 46 de arbitri asistenți au fost invitați să participe la cursurile de instruire, iar la final toți cei 79 de invitați vor susține și testele fizice. Arbitrii centrali, printre care se află și zălăuanul Paul Uimătan, vor susține testul yo-yo, în timp ce arbitrii asistenți, printre care se numără și Gabriel Bârjac, vor susține testul ariet. Cele două tipuri de teste fizice au fost introduse recent în pregătirea fizică a arbitrilor și sunt o idee venită din partea șefilor arbitrilor, italianul Pierluigi Colina.